Martin Intruș, fapte care se roagă pentru demonizați, are rezultate bune că le dăruiește Domnul, mi-a povestit că la un moment dat, în timp ce postea și se ruga pentru un special, am avut un vis într-o noapte. În visul meu, spunea fratele, am văzut pe dealul feleacului când urcau doi șerpi. Deci erau așa de mari că poate ar fi trebuit două persoane, doi bărbați ca să le cuprindă conferința fiecăruia. Și urcând ei pe deal în sus, am apărut el, spunea fratele, cu o armă în mână și am început să-l izbesc pe unul dintre ei cu putere în cap. Zice, la un moment dat s-a uitat la mine și a început să-mi vorbească în cuvinte omenești. Mi-a zis așa. Voi sunteți binecuvântați cu căpetenia voastră, Iisus Hristos. Care vine în ajutor tuturor pe care îl chemați. Dar pentru noi orice speranță este pierdută. Și îmi amintesc de descripția pe care Dante a pus-o deasupra infernului. Lăsați orice speranță cei care intrați aici. Din nu știm că mai este puțină vreme și pentru ei nu mai există speranță. Casa lor a fost spartă, a fost prădată. Hristos Domnul s-a coborât în locuința morților, a luat cuile și le deține în puterea Lui și sub autoritatea Lui. Demonii nu mai au putere asupra mântuirea Domnului, asupra oamenilor. Domnul Dumnezeu este suveranul absolut al întregului univers. Demonii știu lucrul acesta, că mai au puțină vreme și suveranul acesta, ca în Apocalipsa 20, va înălța un scaun de dreptate mare și altul cu cer și pământ și va judeca vie și morții. Acest suveran va lua pe fiecare înger căzut să-l lua pe tine și pentru ei orice speranță este pierdută. Și cu disperarea aceea, acelui care nu mai are șansă, care nu mai are casă, atunci când pleacă din casa lui prădată și fuge în altă parte, distruge tot ce găsește pe drumul lui. Și asta fac demonii cu oameni. Și încearcă demonii să intre și în biserici. Și Biblia spune foarte clar că vor veni în vremurile din urmă oameni care se vor lepăda de credință, se vor alipi de duhuri înșelătoare. Și zice, Doamne, păzește-ți biserica ta, că Tu ești Marele Păstor. În lumea aceasta, de când este lumea, tot în lumea lupii au fost mai mulți decât miei. Dar speranța mieilor și a oilor a fost că aveau păstor și păstorul i-a apărat pricina și viața lor. Șansa noastră este că avem un păstor, e păstorul cel bun, care ne-a lăudat cu fiecare. Credința adevărată nu e demonică, fraților și surori. Nu e declarativă, nu e declamativă, nu e învățată de la cineva. Noi ne bazăm pe o dată de Duhul Sfânt și de putere. Slăviți